cartofii la cuptor cu sos și legume. Pentru rețetă avem nevoie de boia dulce, delicat, sare, piper și rozmarin. Puneți după gust. Și după ce uh, adăugăm uh, peste cartofii boiaua și sarea și piperul și rozmarin, adăugăm cam două linguri de ulei și 220 de mililitri de apă. Puteți adăuga mai mult ulei după preferință. Și îi acoperim cu folie și îi dăm la cuptor. După ce s-au pătruns, îi verificați. Scoatem folia și îi mai lăsăm fără folie în jur de 15-20 de minute. Până se rumenesc. Ușor. Mai avem nevoie de două tocate foarte mărunt, trei castraveți tocați mărunt, trei morcovi tocați mărunt și două cepe tocate mărunt. Și acum pregătim sosul. Două cu o lingură de muștar, cu piper, cu sare și smântână de gătit, cam 100 de grame de mililitri, mă scuzați. Puteți să puneți mai mult în funcție de cum vă place. Și am pasat ingredientele. Puteți pune totul într-un blender. Sau vă puteți folosi de mixer. Adăugăm la final un ou crud, Mixăm în continuare. Eu am uh, făcut și cu blenderul ca să vă arăt. Deci, puteți spune blender, și uh, e mai ușor că puteți face altceva în timp ce blenderul își face treaba. Aici avem sosul pregătit tot tocat și am adăugat cam o mână de fasole verde fiartă și tocată și ea nu atât de mărunt, dar tocată și când cartofii sunt gata îi punem în farfurie, adăugăm din sos peste legume și amestecăm și puteți pune peste cartofi legumele cu sos sau puteți pune legumele cu sos, o să vă arăt imediat, lângă cartofi și pe cartofi doar sos. Aici am uh, legumele lângă și doar sos am pe cartofi. Mie uh, mai completez cu morcovul a fost fiert uh, ușor, deci nu ou, uh, după cum se vede, e fier și tocat și în loc de smântână de gătit puteți folosi aur grecesc. Cam atât. Sper să vă fie de folos rețeta.